Seceta prelungită și temperaturile record din ultima perioadă au avut un impact devastator asupra agriculturii din Europa, afectând grav producția de cereale, porumb, ulei de măsline, dar și fructe. Fermierii din diverse țări europene se confruntă cu dificultăți majore, iar riscul unei penurii alimentare devine tot mai real. În România, seceta extremă a afectat sever producția de porumb, una dintre cele mai importante culturi ale țării. Guvernul român a solicitat deja ajutoarele financiare de la Uniunea Europeană, în valoare de cel puțin 500 de milioane de euro, pentru a compensa pagubele suferite pe o suprafață de peste 4,9 milioane de hectare. Temperaturile ridicate au dus de asemenea la scăderea rezervelor de apă și la dificultăți în furnizarea de energie. Fermierii români se tem că valurile de căldură vor afecta și mai mult rezervele de apă și producția agricolă. Ucraina, deja afectată de război în privința producției de cereale și transportului acestora, se confruntă acum și cu caniculă, cu temperaturi de până la 38 de grade Celsius. Aceste condiții neobișnuite ridicate au condus la o scădere a producției de cereale cu 20-30%. Pe continentul american, Mexic se confruntă cu o secetă prelungită în provincia Chiapas, care afectează producția de cafea și implicit prețul acesteia. În ciuda acestor dificultăți, prețurile globale ale alimentelor nu par a fi crescut semnificativ. Însă, problemele legate de transportul maritim, inclusiv prin canalul Panama, continuă să genereze întârzieri și creșteri de prețuri în lanțul de aprovizionare. Seceta și canicula continuă să afecteze grav agricultura la nivel global, generând provocări majore pentru producătorii de alimente și influențând piețele internaționale, relatează realitatea.net.